susținerea proiectelor Iașina. Sigur, ar fi trebuit să o depun luni, până a fost zi liberă la Parlament din cauza începerii anului școlar, dar materialul a fost transmis pe mail tuturor colegilor parlamentari de Iași și pot să vă spun în ordine alfabet că cine a semnat, cu mențiunea că primul care a semnat a fost Rău Benichiu. Alături, sigur, colega mea Camelia Bogdănici, dar din parlamentarul USB, Rău Benichiu, a fost cel care a semnat primul. Și, sigur, apreciez faptul că este consecvent în a susține proiectele și promisiunile de campanie. Pentru că el este unul dintre semnatarii manifestului pentru Iași. Memoria a fost semnat de și avers, domnul deputat Costel Alexe, domnul deputat Bogdănici, domnul senator Marin Burlea, domnul deputat Grigori Crăciunescu, domnul deputat Dobroș Anton, domnul deputat Fenechiu, doamna deputată de la, deputat de la minoritatea albaneșilor Oana Manulescu și în continuare, bineînțeles de mine, domnul senator Oprea, doamna senator Popa, domnul deputat Stancu Ionel de la Macedoneni și domnul senator Varușan Văzgărin. Pentru că termenul pe care l-am anunțat a expirat, memoria a fost depus și vreau să fac un simplu comentariu. Acela că noi și noi nu vom reuși să facem lucruri majore pentru Iași, dacă vom avea filozofii diferite atunci când suntem la guvernare și când suntem în opoziție. Nu vom reuși să facem multe lucruri dacă nici pe bază de promisiune fermă, susținută de semnătură, nu suntem consecvenți măcar 12 luni. Pentru că nu au trecut 12 luni de când s-a semnat manifestul pentru Iași, iar o parte din colegii care au candidat nu-și susțin proiectul.